În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Cel ce își va pierde sufletul pentru mine și pentru Evanghelia mea, acela îl va mântui. Deci iată esența, dacă vreți, Evangheliei de astăzi, în care duminica pe care o sărbătorim se numește Duminica după Înălțarea Sfintei Cruci. În prima duminică am văzut valoarea și simbolul spiritual al Sfintei Cruci, preînchipuirile Vechiului Testament și tot ce a stat în chip umbros despre Sfânta Cruce. În ziua înălțării Sfintei Cruci am văzut cum a fost descoperit, am văzut cum a înviat un mort, am văzut că este arma biruinței și arma puterii lui Dumnezeu. Pentru cei ce cred este arma puterii și înțelepciunea, pentru cei ce pierd este nebunia, Apostolul Pavel, care personal spune așa, mie nu mi-este a mă lăuda decât în crucea Domnului. De ce? Celelalte cruci sunt ale tâlharilor. Și a tâlharilor de-a dreapta, care sunt buni și se îndreaptă și vin pe calea pocăinței, și a tâlharilor de-a stânga, care hulesc pe Dumnezeu. Tâlharii de-a dreapta sunt creștinii care vin la biserică, dar sunt jefuiți uneori de diavolul și atunci devin robi ai patimilor și păcatelor și atunci sunt niște tâlhari de cele sfinte. Adică se folosesc de puterea sufletului, de valoarea sufletului, de puterea inteligibilă, de puterea cuvântătoare, de puterea înțelegătoare, se folosesc de frumusețe, de înțelepciune, de istețimea minții, deci toate darurile ce noi le-am primit de la Dumnezeu. Dar nu-L neagă pe Dumnezeu, ci îl mărturisesc. Pomenește-mă, Doamne, când vei veni într-o împărăția Ta. Dar tâlharii de-a stânga care hulesc pe Dumnezeu, în primul rând, sunt tâlharii crucii. De ce? Atunci când Mântuitorul a fost răstignit, crucea a fost îngropată la Ierusalim într-un loc, într-un fel de ghiena, ca să spun așa, unde se aruncă gunoaiele, deci într-o grotă, într-un fel de groapă și s-a dat deasupra pământ și apoi s-au aruncat gunoaie, ca să nu se mai știe niciodată unde este crucea. Rolul a fost deopotrivă pozitiv și deopotrivă negativ. Negativ, pentru că așa cum Ana și Caiafa, care răstihneau pe Hristos, nu știau că împlinesc Evanghelia, ci își răzbunau prostia și răutatea lor din ei, la fel și atunci când au îngropat crucea, au ferit-o de primejdea distrugerii, prin ce fapt? Prin faptul că venind romanii la anul 70 și dând cu plugul în Ierusalim și arând totul, crucea a fost protejată fiind ascunsă în pământ. Dar în clipa când evreul cel mai bătrân, chiriac, știa taina acestei cruci, în timpul patriarhului Melete, mi se pare, deci când au descoperit-o și au găsit crucea, când a atins-o de un mort, mortul a înviat și atunci a știut că este crucea de viață făcătoare. O parte din această Sfântă Cruce se află și prin Franța, o parte se află și prin Sfântul Munte, este împărțită în toată lumea. Dar sub aceeași cădere morală și spirituală, ea este profanată. Cel mai mult trebuie să mulțumim bărbaților care o înjură cu sete, așa că încep să vorbească numai de cruce și de Dumnezeu și consideră ca fiind o rugăciune mai înaltă acele înjurături. Ei, aceste hule aduse la adresa crucii și a lui Dumnezeu, uneori se răsfrâng și asupra familiei că Dumnezeu poate da încercări sau pedepse. Dar, în final, valoarea materială a crucii este cea care v-am spus-o. Pe biserică, pe fântână, pe casă, troițe la cruci de drumuri, la cimitire, deci cel puțin cimitirile ortodoxe agonisesc mii și mii de cruci împodobite și îmbrăcate sau construite la modul cel mai frumos, la bunul simț și bunul gust de respect față de semnul crucii, dar aceasta nu înseamnă că dacă eu am murit și am o cruce la cap, sunt și mântuit. Pentru că tot Apostolul Pavel a spus așa, Doamne, Tu mântuiești numai pe cei ce Te mărturisesc în adevăr.
Noi, din punct de vedere ortodox, cunoaștem toți doctrina. Noi, din punct de vedere ortodox, cunoaștem toți dogma. Dar din punct de vedere al practicii ortodoxe, suntem undeva în afara dogmelor. Adică ne place să facem cruce strâmb, ne place să nu o respectăm, ne place să o înjurăm, ne place să o profanăm, ne place să nu o luăm în seamă și n-aș aminti decât doar câteva lucruri. Puțini sunt oamenii care se pot lăuda că n-au pus seara capul pe pernă uitând să se închine. Puțini sunt oamenii care s-ar putea lăuda că punând capul pe pernă, au însemnat perna lor cu semnul crucii. Puțini oameni sunt care s-ar putea lăuda că sculându-se din somn, primul lucru care l-au făcut și-au făcut cruce și-au mulțumit lui Dumnezeu că au prins dimineața. Puțini oameni sunt care se pot lăuda că trecând pe lângă o biserică au făcut semnul Sfintei Cruci. Puțini oameni se pot lăuda că trecând pe lângă un cimitir sau ajungând lângă o intersecție de drumuri unde este o troiță și-au descoperit capul în mod pios și evlavios și-au făcut o cruce. Puțini. Deci toți am greșit împotriva crucii. Una, că o înjurăm și o hulim și doi, că nu o cinstim. Despre femei am putea spune că ele au grijă să o transforme într-o bijuterie plăcută și frumoasă și să o poarte la gâtul lor. E un lucru frumos și demn de respect. Dar trebuie și puterea crucii. Adică acea cruce trebuie să-ți fie în primul rând armă și apoi bijuterie. Trebuie să-ți fie întâi pavăză și apoi medalion. Trebuie să-ți fie întâi ocrotitoare și apoi înfrumusețare. Pentru că ați văzut, noi mai punem o petricică, un diamant, un lanț aurit, un filigram și zice, uite ce cruce frumoasă mi-am făcut. Crucea nu este frumoasă, este sfântă. Crucea nu este plăcută, ci este jertfă, este altar. Și atunci nu aurul sfințește altarul, altarul sfințește aurul. Deci trebuie, în primul rând, să o sfințim cu credința noastră. După ce am vorbit și despre această cruce materială, noi știm și am amintit și am înțeles că și duminică s-a spus despre acest lucru, avem cele patru mari cruci ale societății. Crucea celor căsătoriți, despre care Dumnezeu a spus direct din rai. Creșteți și vă mulțiți și stăpâniți pământul. Deci, existența neamului omenesc care vine din crucea căsătoriei. Nu este bine să fie omul singur pe pământ. Nu este omul bine să fie singur. Să-i facem lui tovarăș. Și adormindu-l a luat din coasta lui pe Eva și i-a făcut femeie și a spus Adam, iată os din oasele mele, trup din trupul meu, femeie se va chema ea. Ei, această cruce a căsătoriei implică două altare. Implică capul bărbatului, care este capul lui Hristos. De aceea aici, în taina cununiei, întâlnim cele două fraze. Bărbatul să iubească pe femeie cum a iubit Hristos biserica, de s-a jertfit pentru ea. Deci și un bărbat trebuie să jertfească pentru femeia lui. Dar în același timp și femeia să se teamă de bărbat. Nu teama că ia cu parul sau peste ochi, ci teama că pot greși înaintea lui Dumnezeu și zdruncina taina cununiei sau a familiei. Teama că oricând poate supăra pe Hristos, teama că oricând poate supăra pe Dumnezeu prin nesupunerea față de bărbat. Această formulă cade în momentul în care bărbatul nu păzește legea lui Hristos și femeia nu păzește legea lui Hristos. Deci ea se abrogă, fără drept de comentariu. Nu poate o femeie credincioasă să asculte de un bărbat păcătos și nici un bărbat credincios de o femeie păcătoasă. Automat va interveni lupta de îndreptare, va interveni lupta de a salva familia, ceea ce vedeți și astăzi, divorțuri, nenorociri, necazuri, probleme și alte ispite. Și aici fac un comentariu și spun. Uneori când le spui la unii, măi, tu să te faci călugăr, că ești bune, nu fără, eu vreau să mă însor, dar îl vezi divorțat și întrebi. Bine, de călugărie n-ai avut chemare, dar de căsătorie și divorț ai avut chemare? Cine ți-a descoperit asta? Pentru că așa cum batjocorești taina liturghiei, taina pocăinței, taina Sfântului Maslu, așa batjocorești și taina cununiei. Și eu spun,
că Apostolul Pavel a spus un cuvânt foarte greu. Mare este taina aceasta în Hristos și în biserică. Păi taică, care e în Hristos și în biserică, aia ține în veacul veacului. Care este omenească, pe principiu că e fata bogată, pe principiu că e bărbatul bogat, sau că fata e frumoasă, sau că bărbatul e frumos, aceea nu ține și se destramă. Ca drept dovadă că vreo jumătate din tinerii noștri care se căsătoresc, gustă și amărăciunea divorțului. Deci ceea ce înaintea lui Dumnezeu e o urăciune. Pentru că au venit saducheii și l-au întrebat pe Hristos. Este bine să iei femeie despărțită? Este bine să te căsătorești a doua oară? Să te desparți? Și Hristos a spus nu. Ce a unit Dumnezeu, omul să nu despartă. Și atunci saducheii au zis, dar Moise de ce a dat carte de despărțire? Adică ca să-l lovească pe Hristos din stânga, că uite, dar tu ce nu te supui legii lui Moise, ești mai tare ca el? Și atunci Mântuitorul s-a justificat și a spus, pentru îndărătnicia inimii voastre a lăsat Moise cartea de despărțire. Deci nu din credință. Divorțul nu este un act de credință. Divorțul nu este un act de jertfă. Nu e o cruce. Cineva va spune, vai ce cruce grea a vrut femeia asta. Nu e o cruce. E un necaz. Ăla nu intră în categoria lucrurilor de sfințenie. De ce? Că Apostolul Pavel și-a luat o mază de texte care vin în sprijinul căsătoriei. I-a spus așa, bine-i fecioara să mărite, dar mai bine să rămână așa. Iar Apostolul Pavel a spus, decât omul în foc să ardă, mai bine în Domnul să căsătorească. Și iar Apostolul Pavel a spus, femeia să placă bărbatului său. Și iar a spus Apostolul Pavel, bărbatul este stăpân pe trupul femeii și femeia pe trupul bărbatului. Deci iată câte texte care vin în ajutorul căsătoriei și care vin în elucidarea căsătoriei. De ce? Pentru că în momentul în care deschidem Corintenii, citim acolo ce a spus Apostolul Pavel. Femeia credincioasă nu se deosebește numai prin bijuterii, împletirea părului, prin hainele luxoase, ci prin buna cuvință, prin smerenie și plecarea capului în fața bărbatului său. Deci citiți în Noul Testament. De ce am amintit lucrul acesta? Asta este crucea cea mai importantă dintre toate crucile pe care le-a lăsat Dumnezeu pe pământ. Datorită acestei familii, care este și unitatea fundamentală a societății, așa cum celula este în carne, unitatea fundamentală a materiei vii, așa familia este unitatea fundamentală a societății. Nicăieri, nicio instituție din lume, restul sunt povești, vorbe, texte, filozofii și lucruri fără sens, nu poate să înlocuiască titlul de mamă și de tată. Nici psihologul, nici pedagogul, nici asistentul social, nici sociologul, nici psihiatru, nici bona, nici bunica, nici nimeni. Deci singurul care poate să educe un copil cel mai bine este mama și tata. Mama când îi dă lapte la sân, îl simte și cum respiră, îl simte și cum trăiește și cum mișcă și, dacă vreți să folosesc un termen, am impresia și trăiesc cu impresia că o mamă care își alăptează pruncul la sân, îl simte și când suferă și când nu, după cum suge și trage din țâță. Ei, pe când o instituție a statului nu poate, prin indiferent ce studii ar face, să substituie acest lucru. Și tocmai de aici se naște și elementul despre care vorbește Solomon. Părinții care cruță varga nu-și iubesc copiii, pentru că este proverbul popular. Dacă îl pocnești când îi dea latul, te ascultă când îi dea lungul. Ei, deci mama știe când trebuie să-l perciuneze, mama știe când trebuie să-l bată, știe când trebuie să-l închine, știe când trebuie să-l hrănească, când trebuie să-l culce, când trebuie să-l scoale. Iar mâna tatei în casă, sau mâna tatălui în familie, este inegalabilă. Pentru că chiar dacă mama este mai blândă, mai îngăduitoare, dacă este mai lăsătoare, ai, lasă că-i odras la ei. Ei,
Tata este mult mai ferm și mai categoric și cuvântul lui de da sau nu, nu poate fi contestat niciodată, tocmai de aceea și în ziua de azi întâlnim copii care se duc pe lângă mama, hai mamă, rezolvă treaba asta, vezi, pune un cuvânt la tata, de ce? Pentru că să știe că este legea categorică a familiei, deci stâlpul. Și atunci pe un stâlp sănătos poți să faci orice construcție sănătoasă. Pe un stâlp putred nu mai poți face acel lucru. Ei, deci asta este instituția fundamentală, crucea familiei. Crucea văduvilor și a văduvelor este o cruce mai mult spirituală. Pentru că canoanele bisericii și învățătura bisericii arată, dacă cei care au rămas văduvi sunt tineri, se pot căsători pentru naștere de prunci, dacă cei mai în vârstă se căsătoresc, se pot căsători prin păstrarea curățeniei și într-ajutorare, cum mai spun și azi oamenii. Părinte, dacă aș găsi pe cineva, nu pentru păcate, dar e greu de unul singur. Altfel aș împărți viața sau două salarii una lângă alta, altfel duci gospodărie. Deci este vorba de o filantropie, ca să folosim termenul. Dar văduvia este sacră. Văduvele și văduvii sunt podoaba bisericii. Acești oameni care au fost rânduiți de Dumnezeu să li se curme jumătatea prin diferite întâmplări sau nenorociri sau lucruri neștiute, Părintele Stăniloae le numește împrejurări de cunoașterea lui Dumnezeu în timpul vieții. Deci, unul l-a accidentat mașina, deci nu puteai să spui că omul ăla trebuia să moară. A fost exact o pură întâmplare. Dar faptul că celălalt rămâne singur și duce în curățenie și în rânduială această, cum să spun eu, acest rol al familiei, pentru aceea la Dumnezeu se cântărește și se judecă dublu. Deci plata este cununa, este dublă. Iar în ultimă instanță, deci în ultimă instanță, rămâne fecioria, care este cea mai înaltă treaptă. Deci tot ce vedeți tineret, feciori și fecioare, și chiar astăzi dimineața am făcut un argument într-o discuție, că cineva spunea, vai, ziceau emoții tinerii că se căsătoresc. Nu mai au emoții. Emoțiile lor au dispărut de la 14-12 ani. Emoțiile sunt atunci când respecti cuvântul Sfântului Ioan Gură de Aur. Fericit patul neîntinat și nunta nespurcată, că Dumnezeu pe amândouă le-a blagoslovit. Adică nici băiatul să umble cu femei, nici fata să umble cu băieți și să intre curață în biserică. Acele familii vor dăinui și vor merge mult și bine înainte pentru faptul că în momentul în care ei s-au cunoscut și sunt sinceri unul față de altul și au intrat curați în biserică, acolo Dumnezeu revarsă har cu carul. Unde mai apar desfrânările și nenorocirile, mă rog, e treaba fiecăruia în parte, acolo și Dumnezeu pune harul mai cu măsură și atunci sigur că apar și greutățile sau apar necazurile pe care trebuie să le înfrângi de acum prin lupta proprie. Și de ce? Vă explic simplu. Un bărbat care de la 16-18 ani până la 30, până s-a însurat, a trecut din pat în pat și din floare în floare. În momentul când s-a însurat, normal că pentru el este o plictiseală. La el căsătorie e ceva cum mai cumpăra un pachet de muștar de la magazin. Pentru că el deja știe ce înseamnă, știe ce-i femeia, știe ce-i păcatul, nu-l interesează nimic. A făcut-o doar din principiu că mai sunt părinții ăștia înapoiați care, băi băiete, cunună-te, băi băiete, fă-și tu familie că mă faci de râs, băi băiete, pune-te și tu în rânduială cu lumea, băi, fii și tu în rând cu oamenii, băi, ia-și tu cărarea care trebuie. Și o face împins așa ca vagonetul pe linie cu locomotiva în stand-by. Dar în momentul în care ei au intrat curați în biserică, trăirea lor interioară este alta, pentru că ei n-au cunoscut păcatul și atunci inima și mintea este luminată. Iar a patra cruce și cea mai mare este crucea Evangheliei de astăzi, care este o epifanie sau o arătare a Domnului pentru veacul care vine. Și aici trebuie să amintim așa, ce a spus Mântuitorul, celălalt ce vrea să vină după mine, să-și ia crucea sa și să-mi urmeze mie. Deci cum să-mi iau crucea mea și să urmez după crucea altuia? Simplu. Cel ce își va pierde sufletul în lumea aceasta, îl va câștiga în lumea cealaltă. Ce înseamnă pierderea sufletului în lumea aceasta? Întâi asta trebuie să vă explic, că nu o să știți. Viața are patru forme. Biologică, pe care o trăim, mâncând, bând și muncind.
A doua formă este intelectuală, când tu începi să te pregătești cu o facultate, cu două, cu trei, cu studii, cu master, cu doctorat. Noi o numim carieră în viața civilă. A treia formă este viața morală, unde nu vorbim de spiritualitate, ci vorbim de legea morală a lumii. Societatea se conduce după un drept. El se numește și civil și penal. Penal e pentru bandiți, civil e pentru oameni normali. Ei, în clipa în care tu te iei după acest cod al instituției ce se numește dreptul roman, care se spune că din vechime și până astăzi guvernează, amu, noi suntem după legea franceză. Și te învață, nu da în cap, nu scuipa, nu înjura, nu vorbi, nu bârfi, nu fura, nu ucide, nu viola, nu sustrage, nu cămătări și așa mai departe. Deci asta înseamnă că am dus o conduită morală. Deci aceasta este a treia formă de viețuire în societate, morală. De aceea vorbim întâi de morala socială și apoi cu totul aparte de morala creștină, care nu are nicio treabă, este legată de morala creștină, dar nu are treabă. Poți să întâlnești un om care în viața lui n-a călcat în biserică, dar este la fel de politicos și respectos ca și creștinul care merge în fiecare zi. Aici Hristos, ca să pună hotar între aceste două morale, a spus așa: faptele fără credință moarte sunt. Tot Apostolul Pavel: păgânii fac bine neavând lege. Din ale firii, completează acolo. Și mai departe, iarăși un citat al Apostolului Pavel: și credința fără fapte moartă este. De aceea omul care este în conduită morală nu este condamnat. Am întâlnit tot felul de oameni care n-au călcat 10 ani, 20 de ani, 30 de ani la biserică. Nu. Căsătorit, familist, copii, educație, casă, servici. Și l-am întrebat: de ce n-ați ajuns la biserică? Părinte, ca să vă spun sincer, una, nu m-a interesat, doi, eu mi-am văzut de treaba mea și i-am spus: da, dar toate acestea, ca să prindă contur, trebuie totuși să le faci în numele Lui Dumnezeu. Ei, dacă spuneți, uitați-vă, spuneți-mi ce să fac și am să fac. Și într-adevăr, dintr-un om din acesta, scoți un creștin foarte bun. Pentru că în momentul în care l-ai pus în legătură cu rugăciunea, cu conștientizarea puterii lui Dumnezeu și cu împărtășania și cu spovedania, el devine într-adevăr un creștin foarte bun. Chiar dacă n-a știut legea lui Dumnezeu sau nu l-a interesat. Uneori legea lui Dumnezeu are două laturi. Unii fug de biserică datorită uniformei pe care o poartă. Așa, aici avem noi un proverb popular: haina îl face pe om. Nu, omul face haina. Și am să vă spun de ce. Un sfânt, dacă îl duci în casa de prostituție, tot sfânt rămâne. Dar o prostituată, dacă o duci în biserică, tot prostituată rămâne. Așa că nu haina îl face pe om. Poți să ai un om îmbrăcat la cravate sau la patru ace, sau într-un costum de firmă, sau în haine din cele mai scumpe, și el să fie un degradat moral. Și atunci pe tine nu te impresionează cu nimic haina lui, pentru că îl vezi de ce e în stare să facă. Și poți să vezi un om simplu, modest, îmbrăcat, obișnuit, și care să aibă un caracter deosebit și atunci să te atragă și să-ți fie ție de model, de exemplu, sau să fii tu cel puțin atras, să vorbești cu el, să discuți cu el sau să colaborezi și să intri în comunicare cu el. De ce? Comunicarea este relația care creează între oameni punțile de legătură cu Dumnezeu. Așa afli cine-i sărac, așa afli cine-i credincios, cine citește o carte, cine merge la biserică, cine se roagă, pentru că oamenii comunică între ei. Ei, între această morală creștină și morală socială, bariera este moartea sufletului. Deci cel care face fapte bune fără Dumnezeu este totuși mort, sufletește, pentru că nu este împărtășit, și aici Hristos a dat o lege clară. Cel ce nu adună cu mine risipește. Cel ce nu mănâncă trupul meu și nu bea sângele meu, eu nu sunt întru el și el nu intru mine, dar cel ce mănâncă trupul meu și bea sângele meu la judecată nu va veni, ci s-a mutat din moarte la viață. Sau cel ce nu mănâncă trupul meu și nu bea sângele meu nu va avea viață veșnică. Deci vezi? Deci înseamnă că eu omor sufletul printr-o lene a sufletului. Aceasta se cheamă nepăsarea, uitarea
și moartea sufletească. Moartea sufletească în filocalie este numită aședie, un fel de moleșală care te scoate. Ea spune că naște necredința, îndoiala în credință, moleșala sufletului și moartea sufletului. Deci merg în, cum spun unii, aia m-a rugat și n-are niciun rost, m-am închinat și n-are niciun rost, am fost la biserică, n-are niciun rost. Nu că n-are niciun rost. Știi în dracu ce faci acolo, te-a zgândărit până ai abandonat lucrarea. Asta e toată treaba lui. Și chiar îi spuneam cuiva că mi-a zis, dar de ce dacă mă rog totuși mi se întâmplă atâtea? Simplu! Văzând diavolul că te-ai trezit, ia alți draci și frățioari de-a lui, că și ei sunt deși și mulți ca sita, și vine din nou la casa ta și bate un război până te prinde undeva greșit și te lucrează. Prin copil, prin cumnat, prin soacră, prin soție, printr-un animal, printr-o pisică, printr-un câine, printr-o mașină, tu te pornești la biserică, da, dimineața. Draci înainte mergătoare, așa se cheamă ăștia. Copilul începe să plângă, te enervezi, gata, nu mă mai duc azi la biserică, m-am enervat, lasă-mă în pace. Mai începe o emisiune la televizor. Nu pot să pierd emisiunea asta. Las că măr duminica viitoare. Al drac, cu alte lucrare. Mai vine nevasta și spune, ții cămașa murdară. Sau mai vine bărbatul și spune, las nevastă, nu mi-ai făcut pantofi, nu mai mergem azi la biserică. Deci, găsește dracul motive ca să însceneze și să-l scoată pe om din lucrarea duhovnicească. Dar dacă ai sărit din pat, cum spune ceaslogul, ai trecut în fața icoanei, ai făcut trei închinăciuni și ai spus slavă ție Dumnezeu nostru, slavă ție, să fii sigur că ești în mașină și la biserică. Și m-am uitat și astăzi, chiar cu precădere m-am uitat, cât tineret cu copilașii mici vin și împărtășesc și cât tineret vine la biserică în raport cu lumea vârstnică. Probabil că mai sunt pe la parohii sau mai sunt la bisericilor de enorie, dar m-am uitat, 60% sunt tineri. Deci oameni de la 40 de ani în jos, 30-20. De ce? Altfel au conștientizat prezența sau lucrarea lui Dumnezeu în sufletul lor. Cei bătrâni s-au mai hărtănit, cum se spune. S-au învățat cu sistemul comunist, s-au învățat cu comoditatea de altă dată, s-au învățat cu ideea că lasă că avem timp, dar uite că cei tineri sunt mai receptivi pe ce idee. Domnule, ce stăm acasă? Hai să mergem la biserică. Chiar dacă se întâlnesc și schimb o vorbă, o gradă, sau aprind o lumânare, sau dau un pomernic, sau stau pe o bancă, dar sunt atenți cu ochii la slujbă. Mai împărtășesc un copil, mai se uită pe o carte, mai se uită pe un pliant, mai aprinde o lumânare, mai întreabă o vorbă și în felul acesta, ușor, ușor, din comunicare în comunicare, îl cunosc pe Dumnezeu. Și iată că aici se dovedește încă o dată că cine își pierde sufletul pentru Dumnezeu, îl va câștiga în lumea cealaltă. Și de ce am zis că îl pierde? Că eu tot n-am explicat ce înseamnă îl pierde. Te lepezi de lene, te lepezi de trândăvie, de iubirea de sine, de moleșală, te lepezi de plăceri. Nu e ușor să fii căsătorit și să vină femeia să-ți spună, păi nu, de seară nu o să poți să te atingi de mine, că mâine mergem la biserică. Dacă e un nătărău de ăsta nebotezat bine, a, băi, dar ce faci tu mie legi în casă cu popii tăi? Nu e ușor să vină femeia și să spună, frate, azi mănânci de post, că mâine-i miercuri, nu mâncăm de dulce. Și omul să pleacă și mănâncă. De ce? Pentru că în felul ăsta se sădește credința în om. Ei, iată, această sădire a credinței se numește pierderea sufletului. Adică, de unde vine, de fapt, viața sufletului? Un bogat oarecare, în Evanghelie, după ce și-a făcut multe hambare, le-a mărit, le-a stricat, le-a lățit, le-a lungit și le-a umplut cu bunătăți, a spus așa, suflete, ai multe bunătăți. Bea, mănâncă și te veselește că pentru mulți ani le ai strânse. Și atunci s-a auzit un glas. Nebunule, cele care le-ai adunat, cui le lași? Că în noaptea asta să va cere sufletul tău de la tine. Vedeți ce întrebare interesantă? În noaptea aceasta, aici unii cred că e vorba de 12 noaptea la ora 24, când stai în pat și dormi învelit în plapumă. Nu. În noaptea acestei necredințe și în noaptea acestei lăcomii bolnave, că tu ți-ai adunat de toate, care om, sincer vorbind, nu are acolo un 5 lei de o zi neagră, o haină de o zi importantă, un venit, să spunem, cum își crește unul, o pasăre la țară, un porc, un vițel, un pământ, o hrană, o tot asigurat. Și ce zice? Băi, mulțumesc Dumnezeu că am de toate. Dar spune, mulțumesc Dumnezeu că am de toate.
Ei, dar ăsta n-a spus mulțumesc Dumnezeu. Suflete, mănâncă și te veselește că pentru mulți ani ți-ai adunat. Ei, tocmai această bogăție care noi trăim cu impresia, gata, Domnule, casa mi-i la cheie, copiii mi-s la cheie, gospodăria mi-i la cheie, portofelul de zile negre l-am pus la cheie, de acum să trăiesc. Nu știi dacă trăiești. Nu știi că tocmai în această încredere că tu ți-ai pregătit de toate, poate să apară un neprevăzut care nu depinde de tine. Câți? O simplă întrebare. Câți din cei care îi arată pe la ora 5 când dau știrile ăștia numai cu crime și morți și accidente, să gândeau ei că a doua zi nu mai sunt? V-ați pus întrebarea? Niciunul. Unul vine de la nuntă, unul vine de la serviciu, unul vine de la mare, unul vine de la munte, altul pleacă de acasă la țară, unul pleacă de la țară la oraș și inevitabilul se produce. Dar dacă ești spovedit și împărtășit și dacă ești împăcat cu Dumnezeu, sufletul tău nu se pierde, ci îl câștigi pentru lumea cealaltă. Dar dacă tu ești pregătit că hambarele sunt pline, nu știi cum te găsește, că preocuparea ta, cum spune tot Scriptura, unde-i comoara ta, acolo e și inima ta. Nu poți să spui, și nimeni n-ar nega, și dacă ar nega, chiar m-aș supăra, că omul bogat, și Dumnezeu îi știe cine sunt cei bogați, noi nu îi știm, că sunt bogați spiritual și bogați material. Că omul bogat n-are totuși în sufletul lui așa o oarecare undă de îndoială și indiferent de ce e în societate, că e politica rea sau bună, că e viața grea sau bună, că e vremea rea sau bună, că e necazul mic sau mare, el nu stă liniștit pe ureche. Băi, bine că le-am chipzuit eu cum trebuie și de bine de rău o pâine o am asigurată, o casă o am asigurată, las oricum mă descurc eu. Nu te descurci tu, Dumnezeu te-a luminat să faci lucrul ăla. El te-a înzestrat să știi să-ți chipzuiești și banul, El te-a înzestrat să știi să faci investiția, El te-a înzestrat la timp să știi să faci un schimb valutar, El te-a înzestrat să știi să-ți pui o mobilă la vremea potrivită, mai scumpă sau mai ieftină. Deci El te-a luminat și dacă te-a prins vremea de necaz, să faci cum spune Isaac Siru. Isaac Siru are o vorbă foarte frumoasă. Rugați-vă lui Dumnezeu pe timp de pace, ca El să nu vă treacă cu vederea în vreme de război. Nu în vreme de tun, nu de pușcă, de mitralieră. Când începe bătaia cu diavolul, adică când începe diavolul să ispitească. N-ați întâlnit sau n-ați văzut, vin și spun ei singuri, părinte, dar de o vreme ne merge ca la spânzurați. Tot pierdem și se duce de râpă. Da, frații mei, aveți dreptate. Dar zic, voi ce faceți acum, cum procedați? Păi nu știu, zice, să știți că ne-am dus un pic moral așa la vale. Păi nu prea ai cum să te duci moral la vale. Dacă tu te-ai speriat că deja te-a luat un pic valul și deja te-ai demoralizat sau deznădăjduit, cum spun simpaticele cucoane. Păi ce faci dacă ai fi trăit pe vremea când treceau turcii și dădeau foc an de an și creșteai prin bordeie și prin pădure? Păi noi suntem arhicomos. Noi suntem extravagant de nonșalanți față de istoria pe care au trăit-o străbunii noștri. Gândindu-ne doar la trei lucruri. La primul război mondial, la al doilea război mondial, când țara a fost bombardată și făcută varză și au murit 2 milioane de oameni, sau dacă vreți, la seceta din 47, când îmblau oamenii cu traista dintr-o zonă alta, din Oltenia, din Banat, din Muntenia, sau unde se duceau după un sac de pâine. Și cei mai bătrâni, sigur, își aduc aminte care au tâmpla căruntă. Și de ce spun lucrul ăsta? Păi acum ești boier. N-ai nicio treabă, te duci în magazin, că plouă, că nu plouă, stau stocurile de mâncare, numai bani să ai, să le cumperi. De ce? Că se produc de pretutindea. S-a făcut această intercomunicare între oameni în care supermarketurile îți aduc și pe dracul la pachet. De ce? Pentru că omul atât de mult a progresat în știință că poate agonisi și fabrica tot ce își dorește. Dar asta nu înseamnă că l-a și depășit pe Dumnezeu. Nu. Că poate Dumnezeu să se supere și să facă altceva. Să ia odată pământul de toartă și să-l scuturi leacă mai tare ca rufa când o scuturi la uscat și să te trezești că în loc de România pe hartă poate fi o groapă imensă plină cu apă, cum a fost undeva prin zona Chinei, unde s-a cufundat pur și simplu zone întregi și a rămas un hău adânc. Ei,
Acolo nu mai intervine nici banul din pungă, nu mai intervine nici inteligența, nu mai intervine nici știința, nici comerțul, nici schimbul de mărfuri, nici relația cu alte popoare, import, export. Nu. Acolo intervine singurul Dumnezeu. Și în ce te va găsi, într-aceea te va judeca. Deci asta înseamnă să-ți pierzi sufletul pentru Dumnezeu. Și unde întâlnim modele de... Unde întâlnim modele de oameni care și-au pierdut sufletul pentru Dumnezeu? Ca să nu mai vorbim practic. Astea le auziți voi în lume la radio. 1. Sfântul Dimitrie. Un copil de 23-25 de ani. Când a văzut cum păgânul Lie ucide oamenii și îi aruncă în suliț, a spus așa, nu-i nimic, las că mă lupt eu cu el. Și a zis, Dumnezeule, ajută-mă. Și s-a dus și l-a luat pe acel faraon, pe acea dihanie, mamutul ăla de om, care avea atâta putere, comora tot ce întâlnea, și l-a aruncat între săbii și l-a omorât. Dar cum? Cu puterea lui Dumnezeu. I-a tăiat capul. Și s-a dus și celălalt, Nestor, mucenicul, și el și-a uns Batista sau ștergarul în sângele lui Dumitrie și s-a dus și el. Și când l-a dat în arena acolo să-l ucidă unii, nici vorbă să-l mănânce fiarele. De ce? Era acoperit de Duhul Sfânt. Ce? Nu putea să zică Nestor, dar ce mă doare capul, bine că moare ăla sau ăla, bine că-s viu eu. Nu putea să zică Sfântul Dimitrie, dar pentru ce mă interesează, bine că eu moară pe ea. Dacă-s proști să bat, n-au decât să moară. Că așa spunem astăzi. Noi dacă vedem că doi s-o omoară pe stradă, nu se duce unul să-l tragă. Bă, nebune, stai că nu-i creștinește. Uite la el cum s-o omoară, dar nu mă bag, nu-i treaba mea. Deci asta înseamnă lașitate, lipsă de coloană vertebrală. Asta înseamnă lipsă de verticalitate, înseamnă lipsă de transparență și de inteligență și discernerea minții. Nu contează de risc. Îi spui, frate, nu-i frumos, ce ai cu el? Lasă-l să respire. Băi, vezi că mă dau la tine. Da, te rog să nu te dai, înțelege că nu faci un act creștin. Sau, cum spune acum modernul la 112. Sfântul Gheorghe, alt model, 23 de ani, s-a dus în fața împăratului și a spus, eu nu prigonesc pe creștini. Păi da, dați eu rangul. Ia-mi rangul. Te bag în temniță. Bagă-mă în temniță. Te chinuiesc. Chinuiește-mă. Și pur și simplu nu a vrut să prigonească creștini. Și a fost ucis. Pătimirile le luați voi din viețile Sfinților. Doar vă provoc. Sfântul Mucenic Tarsisus. Un copilaj de 9 ani care a dus Sfânta Împărtășanie într-o traistă la temnița din Roma unde trebuiau să moară 3.000 de creștini omorâți de fiare. Și băiatul a trecut printre gărzile romane, era un oarecare general Radus care era de rând în taină creștin la garda romană, dar pe drum întârziind și Radus văzând că nu vine și-a luat calul, l-a găsit lovit în cap cu o rangă de un păgân care nu știa de ce copilul merge așa pe ferite. Dacă el nu știa ce e prescură și împărtășanie, a văzut că în traistă are iarbă, bureț și pâine, a lasă-l încolo, l-a lăsat acolo. Și când s-a apropiat generalul și a văzut copilul, l-a recunoscut. Și ăsta i-a zis, lasă-l, zice, o satană de creștin, zice, i-am dat cu ranga. Ăsta n-a spus, vai, sună la 012 să mă panseze la cap că spălit. Radu-s dus, Sfintele, că mor creștinii fără Hristos. Auzi, la 9 ani. Și voi, la 40 de ani, nu știți că copiii până la 7 ani trebuie să împărtășiți permanent, că așa cresc sănătoși. Nu cu antenevralgi, cu banane și cu măr dat pe răzătoare. Deci cu Sfânta Împărtășanie. Săptămână de săptămână, duminică de duminică, tot cei până în 3 ani, frumos și corect este să primească Sfintele Taine. Cei care împlinesc 7 ani vin pe nemâncat sau postez și eu zic că-s mărișori, cei de 4-5 ani nu mănâncă în ziua când se împărtășesc și în felul ăsta învățăm ortodoxi. Sfântul Mucenic Chiric, un băiat de 3 anișori, Iulita, mama lui, este dată în arenă să o mănânce fiarele, și împăratul îl ia în brațe ca să îl ademenească și îi spune, uite, te las cu viață, te fac mare, să te joci în palat, îți aduc bunătăți. Și ăsta îi bagă ghearele în față și îl zgâre. Și împăratul de ciudă îl izbește cu capul de perete și îl omoară. Deci la 3 ani, el moare pentru Hristos. Și noi la 60 de ani nu știm Tatăl nostru și crezul, să avem pardon. Dacă se compară ortodoxia primelor veacuri creștine,
cu ortodoxia actuală a veacurilor creștine. Și atunci n-aveam 16 facultăți de teologie, 40 de seminarii, n-aveam profesori de teologie, n-aveam religia în școală, aveai biserici sub pământ și creștini care băteau pe munți în ascuns toaca ca să știe să se adune la rugăciune sau să adunau în secret prin anumite case și făceau o sfântă liturghie, că erau urmăriți de romani și omora. El se ducea la liturghie, dar nu știa dacă ies a doua zi. Și acum vorba aia, toaca bate, clopotul bate, biserica e în mijlocul satului, preotul lasă ușile deschise, poarta e deschisă, îi văruită, îi pictată, îi curată, îi încălzită, doar numai să vii să asculți liturghia. Și creștinul e așa de comod, dar ce n-am timp să mă duc, dar nu s-a terminat anul. Ori creștinii abia așteptau în fiecare zi să poată trăi acest moment înalt al detașării de suflet pentru lumea aceasta și câștigarea lui în cealaltă. Și cum v-am spus, cea mai înaltă treaptă este fecioria din călugărie, exact cum spune Grigore Palaman sau alt sfânt, că lumina călugărilor sunt îngerii și lumina creștinilor sunt călugării. Deci, în ce sens? Dreapta credință se păstrează numai și numai în biserică. De aia a spus Hristos două cuvinte grele în Evanghelia de astăzi. Voi n-ați fost atenți, le-ați ascultat și v-ați scărpinat sau v-ați uitat unul la altul. Cine se va rușina de mine și de Evanghelia mea în lumea aceasta și eu mă voi rușina de el în slava Tatălui când va fi cu Sfinții Îngeri, adică la judecata de obște. De ce? Na, când ești acum directorul cu tare, ministru cu tare, domnul cu tare, șeful cu tare, cum se te vadă pe tine în biserică, cot la cot, cu babile alea răpănoase pensionare. Sigur că e jenant. Dar când ai să vezi acele babe de 2 lei care nu dai scuipatul pe ele toate în rai sfinte și cu aureolă și tu, domn director, cu cravată de-a stânga, nu te cunosc, când spune Hristos, nu vă cunosc pe voi, sigur că ne vom sfi. Că așa arată și Evanghelia. La vremea de apoi, când va suna glasul Arhanghelului și trâmbița judecății și arată clar în Andreea Cezarei, la sfârșitul omului, începătoriile cu trâmbițe de aur vor suna adunarea tuturor sufletelor din morminte, din pământ și de desubt, adică și din iad și de pe pământ. Deci toate sufletele vor veni la judecată și din rai. Chiamava cerul de sus și pământul de jos să aleagă pe aleșii săi. Și apoi iarăși spune, într-o clipeală de ochi, toate vor fi la judecată. Și cerul, și pământul, și cele de desubt. Ei, când va suna acea trâmbiță, pe cer se va arăta semnul Fiului Omului, adică semnul care l-au ponegrit tâlharii de-a stânga. Când vorbim de tâlharii de-a stânga, nu judecăm popoarele păgâne cu religii istorice, pentru că asta este treaba lui Dumnezeu, să-i judece după legea conștiinței lor, a moralei lor și a existenței lor. Deci Dumnezeu n-a creat 6 miliarde de oameni ca să-și bate joc de ei, nu. El are o rânduială și cu musulmani, are o rânduială și cu budiștii și cu hinduși, știe el ce trebuie să le ceară socoteală, nu-i treaba noastră. Judec. Noi, cei care suntem de față azi în biserică, suntem puși în fața a patru judecăți. Ce a creat Dumnezeu de la Adam și până la Moise, se va judeca după legea conștiinței. Ce va fi de la Moise și până la Hristos, se va judeca după legea lui Moise, după decalog, pentru că așa a fost legea, iar de la Hristos se va judeca după Evanghelia Darului, după fericirile pe care noi le trăim astăzi, bunătatea, omenia, blândețea și așa mai departe. Legea lui Hristos care o trăim noi. Iar pentru cei care cu adevărat n-au auzit de Hristos, de cei care cu adevărat n-au auzit de biserică și de Evanghelie, aceia îi va judeca Dumnezeu după morala din ei, după legea morală. Deci dacă au făcut bine sau rău. Dar asta e treaba lui, nu e treaba noastră. De ce vă spun lucrul ăsta? Că în momentul în care cei care au criticat sau au bârfit crucea lui Hristos, că spun unii că e element de tortură, că e unealtă de chin, că nu știu ce, nu mai dăm exemple, că nu trebuie să-i jignim. Și jehoviștii sunt tot oameni, și penticostalii sunt tot oameni, și evangheliștii sunt tot oameni, și baptiștii sunt tot oameni, și evangheliștii de ziua șaptea sunt tot oameni, și toți ceilalți. Dar va avea treabă cu cei care au auzit de clopot și de Evanghelie, că ați văzut, parcă Dumnezeu le-a rânduit așa să fie spre osânda noastră. Consiliul Mondial al Bisericilor,
Consiliul Ecumenic al Bisericilor. Adică ce se întâmplă? Și protestanții știu de cruce, și anglicanii, și baptiștii, și luteranii, și reformații, și jehoviștii, toți știu de cruce. Deci nimeni nu este care să nu știe de cruce. De Hristos și de Înviere, sau de Maica Domnului, sau de Sfinți. Și cred că aceste congrese care se fac sunt foarte bine îngăduite de Dumnezeu, tocmai spre o sânda lor când vor spune, dar noi n-am auzit, cum să n-auzi dacă la Geneva s-a ținut, la Balamant s-a ținut, la Patmos s-a ținut, la Constantinopol s-a ținut, în Rusia s-a ținut, în România s-a ținut, în Elveția s-a ținut, cum adică cum n-ai auzit? Bați foarte auzit, și în Japonia s-a ținut, și în China s-a ținut, și în aici în Cuba, unde e liderul ăla comunist înfocat, este biserică creștină. De ce? Tocmai ca să-i poată rușina Dumnezeu și să le spună, nu vă cunosc pe voi, v-am dat soare, v-am dat apă, v-am dat lumină, v-am dat mâncare, v-am dat hrană, v-am dat sănătate, v-am dat înțelepciune, ați făcut școli, ați făcut un... Ați văzut civilizația lumii moderne, nu puteți să spuneți că n-ați auzit de un Hristos fără cămașă bătut în cuie pe o cruce, răstihnit, acum 2000 de ani, când s-a cutremurat pământul, când s-au crăpat pietrele, când s-a deschis iadul, când s-a întunecat cerul, când s-a astupat soarele și s-a înroșit luna. Semnele stihiilor care au participat la Înviere. De ce v-am spus toate acestea? În momentul în care Hristos va sta de pe scaunul de judecată și cei 12 apostoli de-a stânga și de-a dreapta pe 12 scaune vor judeca cele 12 seminții ale lui Israel. Și acolo, la finalul Evangheliei, spune și mulți din cei ce stau aici nu vor gusta moartea până nu vor vedea Împărăția Lui Dumnezeu venind cu putere multă. Adică, chiar și din cei care trăim, vom avea puterea să trăim minunile Lui Dumnezeu din Ortodoxie. Asta este cuvântul. Pentru că minunea vederii Lui Dumnezeu și a schimbării într-o clipeală de ochi a lumii, dintr-o lume materială într-una spirituală la judecată, aia tot nu putem noi comenta. Dacă vrea cineva să mi-o explice, să o păstreze pentru el, că noi nu știm cum se va face. Uite, eu am clipit din ochi deja. Nu știu cum am murit și cum sunt la judecată. E treaba Lui Dumnezeu. Pe noi ne interesează strict judecata noastră particulară, care este cea mai importantă, pentru că noi vom da socoteală personal de păcatele noastre și nu de ale soacrei, nu de ale tatălui, nu de ale mamei, nu de ale cumătrii, nu de ale fratelui, nu de ale surorii. De ale noastre. Și de ce spun că este rușinos ca atunci, cum a spus Hristos, mă voi rușina în slava Tatălui cu Sfinții Îngeri, înainte de a da această pildă, acum 2-3 duminici în urmă, sau când a fost, Mântuitorul a întâlnit un tânăr, un drăgălaș, și cât de frumos, nu e un bărbat tânăr, na. Și a zis așa, îți mai lipsește una, vinde toate și urmează mie. Dar nu era prost ducă să urmeze lui Hristos, Doamne ferește. Ce face el cu mașina străină, cu casa, cu blocul, cu averile, cu banii, cu virilitatea, cu frumusețea, cu toate. N-are, nu poate să le lese. Și atunci Hristos a spus foarte înțelept. Cu a nevoie vor intra bogații în Împărăția Lui Dumnezeu. Și cineva o să creadă că e vorba în Împărăția Lui Dumnezeu de vreun sac cu bani care îl târie după tine. Nici vorbă. Bogățiile care le-ai primit de la Dumnezeu ca dar când te-ai născut. Că fiecare om de pe fața pământului se naște cu o haismă. Ați văzut? O femeie e gospodină, una e bună croitoreasă, una e bună bucătăreasă, una e contabilă, una e doctor, una e judecător. Fiecare om are un dar și la bărbați la fel. Ei, toate aceste daruri dăruite de Dumnezeu, însumate și date nouă, dacă nu le punem și în slujba lui Hristos, n-au valoare. Și atunci de aceea a spus Mântuitorul, mai cu a nevoie va intra funia în urechea acului decât bogatul în Împărăția lui Dumnezeu. De ce lucrul ăsta? Pentru că nu poți să-L amăgești pe Dumnezeu. Cele două formule sociale pe care eu le aud și le cunosc și le-am întâlnit la spovedit și vi le spun astăzi, nu sunt valabile. Unii spun așa, nu mă duc la biserică să n-aud și nu-s judecat. Asta e părerea lui. Că dacă n-am știut, nu mă judecă. Ba da. Și a doua, nu citesc să nu cunosc. Chiar am întâlnit persoane care mi-au spus, nu, părinte, mie nu îmi dați de citit din cărți de biserică. Nu vreau să știu, că nu vreau să greșesc. Că dacă știu pe urma, știu că greșesc și mă mustră conștiința. Aha. Deci ai conștiință, îi trează, este în trezvie, dar nu vrei să o folosești. Ei, tocmai ăștia vor fi pedepsiți cei mai rău și socotiți ca slugi viclene dintr-un singur motiv. Știți de ce? Tot în Evanghelie spune Mântuitorul, dacă mai știut om rău,
cadun de unde n-am risipit și secer de unde n-am semănat. De ce n-ai dat argintul tău cu camătă să vin eu să-mi iau ce al meu? Adică, dacă tu ești rău și necredincios, de ce nu l-ai lăsat pe Dumnezeu să lucreze prin tine, măcar pentru alții să-i zidești? Adică nu merg eu la biserică, dar nu mergi nici tu, nu mă închin eu, dar nu te închina nici tu? Că ați văzut, contradicții de astea sunt, există. Ei, tocmai aici pedepsește Dumnezeu, pe vicleanul răște Domnul. Ca a curvit cineva, nu îl interesează Dumnezeu. Astea sunt la ordinea zilei. Greșelile sunt animalice și de aia să-și dezleagă și să iartă. De aia e taina spovedanii. Dar când tu greșești împotriva lui Dumnezeu, nu se iartă așa ușor. Că cine greșește împotriva Duhului Sfânt, nu-i ierți nici în cer, nici pe pământ. Ai mâncat că ți-a fost foame, ai vomitat că ai mâncat prea mult. Ai băut că ți-a fost abia, ai vomitat că ai băut prea mult. Asta e un păcat, te-ai dezlegat și ai scăpat. Dacă tu îți bați joc de Dumnezeu și de sufletul tău cu bună știință și faci rău condiționat sau premeditat, atunci deja ești viclean, ești pervers. Și atunci nu ți se iartă. Și cu atât mai mult când vrei să-l faci și împotriva altcuiva. Deci era un text la Mântuitorul în Evanghelie. Voi, nu știu dacă se referea neapărat strict la apostoli sau la păstorii bisericii, dar se referea, textul este cumva generalizat. Vai vouă celor ce țineți cheia împărăției cerilor, nici voi nu intrați, nici pe alții nu-i lăsați. Asta este valabilă și între părinți și copii și în societate. Adică cunoști legea lui Dumnezeu, dar nu lași pe altul să o pătrundă, pentru că știi cum spun ăla, las că știu eu cine-s popii, las că știu eu cine-i la biserică. Dragă, nu-i nimic. Este prescură și vin care se transformă în sângele și trupul lui Hristos. Este preotul care îți face liturgia și îți dezleagă toate mârlăniile tare, că asta e datoria lui, așa i-a dat Dumnezeu putere. Mergând, botezați și învățați toate neamurile, numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului, amin. Și iarăși, celora care veți lega legate vor fi și care veți ținea ținute vor fi. Deci taina pocăinței. Și în final, ca să închei, cea mai frumoasă cruce și cea mai înaltă cruce este crucea spirituală a urmării lui Hristos și a călugăriei datorită faptului că aceasta este fântâna nesecată de minunea bisericii, taina pusniciei, taina călugăriei, taina mănăstirii, taina rugăciunii. De ce? Pentru că în mănăstire ortodoxia se păstrează nealterată. Noi nu stăm în mănăstire să numărăm răniții. Care călugăr s-a inervat sau s-a tulburat sau a băut sau a greșit, ci stăm să numărăm minunile care stau la baza mântuirii neamului omenesc. Așa s-au născut sfinții și sfintele, așa s-au născut pusnicii și fecioarele, așa s-au născut cuvioșii, așa s-au născut mărturisitorii și ierarhii și de aceea avem în calendar mai mulți sfinți din lumea călugărească decât din lumea lumească. De ce? Pentru că în lume poate există sfinți și am remarcat lucrul ăsta și l-am spus mai în toate predicile. Noi n-am dezgropat cimitirele patriei să vedem ce fel de oameni stau în ele. Că sunt ferm convins că am găsit sfinți și sfinte. Bunice, bunici, mami, tați, frați, surori, mătuși, copii, prunci. Noi nu știm ce ascunde comoara asta, tezaurul ăsta numit pământ. De ce? El are datoria și să ne hrănească, și să ne rabde, și să ne astupe. Dar nu știm ce ascunde în taina lui. Pântecele pământului este ca și împărăția lui Dumnezeu. Noi nu știm ce e în ea. Încă la ora actuală poate să existe vestigii care noi habar n-avem de ele. Lucrează știința de acum încă 200 de ani să mai descopere o nasturi de-a lui Faraon. Dar noi nu știm ce e mai jos de nasturile lui Faraon. Pentru că nu noi am creat pământul. Și de ce vă spun lucrul ăsta? Biserica este nestemata și izvorul nesecat de sfinți și de sfințenie, dar care nu poartă crucea tâlharilor de-a stânga și de-a dreapta, ci sunt însemnați, pecetluiți și binecuvântați cu crucea lui Hristos, în numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Amin.